au norocul să fie ghidați de un coreograf care stăpânește cu ușurință diferite stiluri de dans, pune accent pe costumele dansatorilor și creează de fiecare dată spectacole impresionante. Pentru sărbătorile de iarnă au pregătit o ferie aproape magică, atât datorită costumației lor, cât și coreografiei bine puse la punct. Vă invit într-un regat al dansului, unde mișcările armonioase ale dansatorilor fascinează pe oricine. Repetițiile dansatorilor sunt absolut necesare. Uneori acestea au loc chiar și înainte de show, pentru a pune la punct corectări pe care coreograful le consideră indispensabile. Hai, v-ați întors! 7 și 1, 2, 3, 4 și 5 și 6, 7 și bam, 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 bum! Salutare! Spor la treabă! Sunteți în plină repetiție, urmează acest frumos spectacol de care v-ați pregătit, așa că vă ținem pumnii și discutăm după! Ai preluat cumva estafeta de la Teodor și ești un coreograf principal în trupa voastră. Nu e simplu. Sau poți să mă contrazici că e simplu. Da, am preluat estafeta de la Teo. Acum el se ocupă mai mult de partea organizatorică managerială. Eu încerc să învăț partea managerială și mă implic mai mult de coreografii, de educația copiilor, de tendințele noi, de ce cum, instruiesc profesorii, instruiesc dansatorii și instruiesc și copii. Și chiar nu e deloc ușor, fiindcă tu trebuie să fii și dansator, în același timp trebuie să fii și strict și prietenul lor. E foarte greu, dar îmi place lucrul ăsta, îmi place să organizez. Mulțumesc lui Teo că mi-a dat șansa asta, chiar eu sper să creștem și cândva eu mă ocup de partea managerială și vine cineva dintre ei și se ocupă de partea de educație. Au îmbinat trei stiluri de dans pe durata show-ului Magic de Iarnă, iar crăciunițele au fost minunate, alături de câțiva reprezentanți moderni a lui Santa Claus. Este o idee comună, gândită împreună cu cei care dansează și au participat, adică cu idei, sau ce s-a decis la nivel de coreograf, tata vostru, să zic, Teodor, și atât? Ideea a fost comună, eram eu, Teo, Svetlana, era Alexandra, era Lilia, care se ocupă de cântăreții de la noi. Noi stăteam și ne gândeam ce idee să facem de Crăciun. Și ne-am gândit, fiindcă în teatre sunt foarte multe povești, dar noi vrem să reîntoarcem show-urile bazate chiar pe dans, pe coreografii, pe dans. E complicat să ai un costum un pic mai pretențios, pentru că probabil e mult mai simplu să dansați așa cum sunteți acum acostumați. Noi facem însuși dansul să fie convenabil unui costum, adică nu importă. Este comod, nu este comod, important calitatea și nivelul nostru care noi îl prezentăm întregii luni. Am avut momente când s-a întârziat costumul să-l coase și am dansat cu costumul lipit de noi. Adică cu clei, cu lipici, cu așa un pistol din care scoate, face plasticul clei, lipit de noi.
Și cum să vă spuneți, cum credeți, a fost comod? N-a fost comod deloc, dar noi am dansat. La sfârșit doar am fost foarte bucuros când a căzut costumul de pe noi. Era să fie un efect special, publicul așa era să creadă. Ce stil e mai aproape de voi? Sau cumva Dumitru impune o anumită coreografie, un anumit stil, sau totuși aveți o preferință anumită? Băieții? Noi toate le iubim. Orice dans care îl pune Dumitru, noi încercăm să ne dăm sufletul pentru el și adică nu contează. Este acesta pop, latino, hip-hop sau altele. Fiecare are o preferință de un anumit stil, dar noi suntem dansatori universali în Teodor. Stilul meu este breakdance, dar în acest colectiv sunt impus, dar așa este situația că trebuie să înveți toate stilele. Eu, dacă de mic am făcut dansuri sportive, atunci sunt mai mult bazată pe latino și standard, însă cu timpul m-am încadrat în toate genurile de dans, că noi, baletul, suntem universali și facem tot felul de dansuri, și populare, și latino, care îmi place mie, dar și hip-hop, și de toate. Я танцую все стили. Ну, больше всего нравится мне латино. Так что в хип-хоп я пытаюсь там что-то делать, какие-то точки, но мне больше на расслабоне, так на расслабоне. И вот, поэтому мне нравится латино, такая. Pe timpul meu și în general, sloganul nostru era toate stilurile pentru toate vârstele. Mai nou, să știi că e foarte greu să-mi impun eu ceva. Eu care vin, am început un pic cu dans sportiv sau dans popular, după care am trecut la modern, jazz și alte stiluri care tot sunt pe bază de clasică, nu m-am prea apropiat de hip-hop. Ei, ca să-ți spun sincer, acum toată mulțimea asta de tineri frumoși sunt bolnavi de hip-hop, break, lor asta le place. Pentru mine e aproape latino, latinoamericane, jazz-ul, tangourile clasice sau argentiniene, moderne, că sunt și viziuni foarte moderne la toată clasica. Cel care a fondat acest balet a ghidat discret din scenă evoluția tuturor dansatorilor. Chiar dacă Dumitru Neagu este norocosul care se ocupă de coreografie de ceva vreme, Teodor Rădulescu preferă să fie prin preajma trupei. Un sfat prețios bazat pe ani de experiență acumulată în diferite spectacole muzicale nu poate încurca discipolilor săi. Mă dau cu părerea din când în când, dacă am la ce să mă dau cu părerea. Pe 8 februarie facem 25 de ani și o să facem un spectacol mare la care va conta foarte mult imaginea și a mea. Atunci da, mă voi implica mai activ. Dar până atunci, din cauza că sunt foarte ocupat cu alte lucruri și chiar nu fac asta de foarte mulți ani, iar ei fac treaba foarte bine. Întrebați ce îi motivează să danseze cât e ziua de lungă, dansatorii nu au ezitat mult. Mă ocup cu dansurile, fiindcă dansurile te face mereu să fii tânăr. Cunoaștem foarte multă lume vestite, vedete, dansăm cu vedetele și asta poate ne motivează mai mult, mai mult că unii sunt și coreografi, prin asta își câștigă un ban și pot să spun că făcând ceea ce îți place, asta deja nu e o muncă chinuitoare pentru tine. E ceva, e o plăcere să lucrezi. Eu am 29 de ani, se vede, dar sunt așa fiindcă dansez. Te îmbraci altfel, te simți altfel, ești mai sănătos. Vă urez la mulți ani, un an nou fericit, sănătate să aveți în primul rând, pentru că e mai bună decât toate și ne face bine la trup și suflet. Să aveți o familie sănătoasă, o țară prosperă, prosperitate în general, că după sănătate ce ne dorim cel mai mult? Prosperitate. Zâmbete, iubiți, lăsați-vă iubiți, la mulți ani, națiune! La mulți ani și vouă! Mulțumesc! În 2018... Fii tânăr prin dans!